club mare sau un club mare, hai să o las așa, e acela care are un centru de conferințe foarte bun, are o infrastructură foarte bună, care investește, începe de lucrurile corecte de la început și în primul rând trebuie să ai infrastructură, după aia copii foarte mulți și după aceea te gândești la echipa mare, la ce nivel te duci. Tot ce s-a construit aici s-a construit pentru sportivi, ca să facă performanțe, așa cum a zis Gica. Cât de greu a fost drumul acesta, Gica, din 2009, de când ați început proiectul acesta? Nu. Pentru mine nu vorbesc de greutate. Greutate nu-mi place să vorbesc de acest lucru. Am avut plăcerea de a face lucrul ăsta. Asta a fost dorința mea, să întorc fotbalului tot ce mi-a dat. Pentru că eu sunt cine sunt datorită fotbalului. Și atunci lucrul care puteam să-l fac cel mai așa, de câte ori am avut posibilitatea în fața voastră, singurul lucru care puteam să fac, să știu că pot să-l fac, să ajut, pentru că și pe mine m-au ajutat alții și vedeți acolo, scriu profesorii. Și uitați-vă toți care m-au crescut și m-au ajutat să ajung unde am ajuns. Așa și eu am zis să fac ceva pentru copii, pentru că investiția cea mai bună în viață e să investești în copii. Dacă vrei să trăiești bine 100 de ani, trebuie să investești în copii. Pentru că ei la rândul lor cresc, fac și dacă îi dezvolți și crești cum trebuie, clar că la un moment dat și ei întorc lucrul așa cum cred eu că și eu am întors. Așa că plăcerea de a investi, de a face o academie, de a deschide o academie în locul în care m-am născut, unde am crescut și mă bucur că cred că am făcut o treabă excelentă cu toții împreună. Voi știți fotbaliști care au ieșit din mâinile dumneavoastră și care a fost investiția? Adică ați făcut un salt până acum, așa, ați adus efectiv. Toți banii mei. Asta e ce unde. Banii acum 15 ani. Vă lipsește ce? Așa că nu e un lucru de cât s-a făcut. S-a făcut lucruri de calitate. Academia noastră, cred eu că a furnizat, a ajutat și a dat jucători la nivel cel mai mare. La nivelul cel mai mare, asta înseamnă pe europene, campionate europene, calificări duse. Toți muncim în România pentru România, așa că și noi la Constanța în politica asta din România, zona care e o zonă Dobrogea, Constanța, muncim pentru România, clubul nostru muncește pentru România, pentru că a dat jucători foarte mulți la nivel național, la echipele naționale și suntem un suport important al echipelor naționale. Ce plăcuți? Nu te dezamăgi de faptul că sportul nu mai are așa o importanță pentru conducătorii statului. S-a văzut și la campionatele mondiale, s-a făcut și la locuri olimpice, că noi nu avem aceleași facilități pe care le au ceilalți sportivi din alte țări care nu obțin aceleași rezultate ca și noi. La Constanța există facilități. S-a gândit cineva și există la Constanța facilități de nivelul cel mai mare. La orice club mare european, eu cred eu că la Constanța ce ați văzut aici și o să vedeți, o să vizitați baza și hotelul, o bază sportivă modernă, construită după Revoluție, de cineva care a jucat fotbal. Nu cred eu că în lume mulți au făcut lucrul ăsta. Mai ales acolo, în primii 100, nu? Nu știu câți au făcut lucrul ăsta. Și atunci, la Constanța există, dacă se vrea, se dorește, există. Și e important să faci lucrul ăsta, pentru că, cum v-am spus, totul pleacă de la infrastructură, la copii, să investești în copii ca să ajungi, la un moment dat, să ajungi mare, așa cum echipa României a ajuns mare la europene în această vară și a unit România. Performanțele s-au făcut. România a avut istorie, importante să te uiți la ea și să o construiești. Un succes se construiește în timp, cu tineri și cu talent. Să fie talentat. Tot ce ați construit dumneavoastră aici se poate încrona în 2026 cu stadionul de la Constanța. Cât de nerăbdători sunteți? Uitați-vă pe aici în muzeu, sunteți în muzeu, vedeți cum se construiește succes. Deci, nu știu, important e că lucrurile merg într-o direcție bună. Sperăm ca în 2026 echipa națională a României să meargă la mondiale și să facă să aibă o revoluție foarte bună.
Mai aveți și alte proiecte de infrastructură în plan? Mai aveți și alte proiecte de infrastructură în plan? Nu știu, nu dacă dai bani, tu? Lipsește ce bani? Nu, nu, e sprijin. Eu nu sunt, eu nu lucrez la ajutoare. Puteți spune că v-ați atins obiectivul? Da, e sprijin. Am avut oameni și împreună am construit ce am construit la asta. Veți mai fi antrenorul farului și în 2026 sau plănuiți să plecați mai sus, în străinătate? Altă întrebare. Ce urmează pentru asta? Mă scuzați, puteți spune că v-ați atins obiectivul și dacă da, cam care ar fi următorul și în ceea ce privește farul Constanța? Dacă nu am atins obiectivul. Eu cred eu că la copii și juniori suntem clubul care avem cele mai multe trofee câștigate. Cele mai multe trofee câștigate din țară. Cum să spun? Am dat cei mai mulți jucători la echipele naționale în ultimii 15 ani. Dăm în continuare în momentul de față un număr important de jucători din cei 100 care reprezintă loturile naționale. Noi dăm, avem un procent destul de important. La club, la echipa mare, de când suntem val toți, am câștigat campionatul. A venit poate prea repede un lucru, dar eu am arătat că se poate. Se poate dacă, bineînțeles, în continuare se va lucra cum trebuie și va fi cum trebuie, totul se poate, nimic nu e imposibil. Așa că noi ne-am atins toate targeturile, inclusiv Farul era singurul club european, singurul club mondial, oraș portuar, care nu câștigase campionatul. I-am venit eu și l-am câștigat. Și acum s-a pus și el, la fel ca toate celelalte orașe portoare din lume, și Farul e acolo pentru că a câștigat campionatul. Mai și sunt mândru de lucrul ăsta. Nu vreau să vă uitați la acea poză în care sunteți dumneavoastră și cu Iannis Mititelu și ce vă spune, ce sentimente vă ceară? Continuu, totul continuu. Adică există. Mai există? Există și va continua. Mai există ceva din tabloul pe care vi l-ați imaginat în momentul în care ați pornit acest proiect, care nu este la locul lui în acest moment? Adică ceva ce lipsește? Un obiectiv nou? O întrebare negativă, n-aș vrea să vorbesc de lucru. Eu vreau să vorbesc de împliniri. Următorul obiectiv sunt pe care l-ați în ziua cea mai fericită a vieții mele, în care mă simt împlinit, am făcut ce trebuie, și nu cred eu că trebuie să vorbesc măcar astăzi de ceva ce lipsește. Nimic nu lipsește, nu lipsește nimic. Dumnezeu mi-a dat de toate, poate prea mult, până în nu lipsește nimic. Mulțumesc pe această cale unde am ajuns și sper că să mai am energie să duc în continuare, să ajut, să sprijin, pentru că și alții m-au sprijinit pe mine. Uitați-vă acolo, în muzeu, la profesorii care i-am avut, care m-au susținut, m-au făcut, m-au dezvoltat și eu la rândul meu am făcut lucrul ăsta pentru că ce înveți de mic înveți pentru totdeauna și clar că am făcut și eu lucrul acesta și sper ca ceilalți care acum sunt jucători mai încolo să facă și ei să o ducă mai departe. Domnule, aici un mesaj pentru investitori, pentru că sunt foarte multe argumente. Nu vorbim de lucrul ăsta. Nu, această investiție în infrastructură, cum ajută în viața de zi cu zi echipa, cei mici, să câștige un plus de performanță, poate este timp, poate este mai eficient, că sunt toți aici împreună. Cum ați gândit necesitatea acestei clădiri, acestui hotel și cum vă ajută pe partea tehnică? Dacă vrei să devii cel mai bun, cum îmi place mie să zic și scrie și în carte, în strategie, și trebuie să ai această strategie, pentru că nu cred că există alta, totdeauna trebuie să creezi ceva în care să încerci să devii cel mai bun. Primul lucru care trebuie să-l faci, să creezi condiții de nivel foarte mare, calitate multă. În ce privește infrastructura, în ce privește ce te îmbraci, ce marcă ai pe tine, ce parteneri ai, cât de pretențios ești, cât de multă calitate ai, cât îți dorești. Noi cum am avut asta de a deveni cel mai bun, pentru că nu cred că ați uitat, am fost școlit când am plecat afară de cluburile cele mai mari din lume, și la Madrid și la Barcelona, în care v-am zis că mi-au schimbat modul de a vedea lucrurile, adică în sensul că orice e posibil dacă ești pregătit de luptă și de muncă. Să te duci să muncești, să te lupți, pentru că orice e posibil, nimeni să nu zică încă o dată că România nu are copii sau nu avem talent sau nu putem să ajungem cei mai buni. Să nu zică nimeni. Cel puțin
Nu știu ce credeți voi, dar eu încă am speranță, așa cum am avut-o până acum, de când am început și ați văzut în vară că se poate iar. În această vară, încă o dată, tot ce am zis s-a împlinit. Așa că sper că tot ce gândesc eu de acum încolo, cum văd eu, sau ce am zis, să se împlinească. Așa că e loc de mai bine. Și printre ele v-am zis că noi ne-am jucat finală de campionat mondial european ca să lăsăm loc de bună ziua sau de energie celorlalți jucători, pentru ei trebuie să existe o motivație. Lucrul acesta trebuie să muncească în România ca generația noastră să fie depășită. Eu cred că nu există alt obiectiv mai important sau foarte important sau mare. Numai gândul ăsta, cei care muncesc, care sunt, trebuie să se gândească numai așa. Că se poate, dar după aceea trebuie să știi să o muncești, să știi să o faci la nivelul cel mai mare. Ați fost la nivel mondial la toate cluburile importante, singur jucător român, Real Madrid, Barcelona. Ce academie v-a inspirat cel mai mult? Poate Ajax, La Masia, Madrid? Sau pe ce model mergeți în tot ceea ce construiți? Pentru că sunt standarde când la nivel mic, internațional. Când ești mic, trebuie să fii deschis să vezi foarte mult. La vârsta care o am eu, cred că trebuie să vorbesc de ce am făcut. Când am fost mic, am zis că am învățat la toate, le știți. Tot mă ascund că am născut cu Ajax în 1970, care a arătat că se poate o țară atât de mică, mică în sensul ca teritoriu, a produs enorm jucători și pentru mine a fost un exemplu, de acolo am plecat, că se poate. Îmi plăcea Olanda pentru că era portocala mecanică și făcea un joc perfect pentru că a bătut Brazilia și jucau atât de bine și aveau o echipă atât de frumoasă, construită, că totul se construiește. Iar pe acești piloni mi-am creat viziunea mea că se poate și după aceea, bineînțeles, cum am spus înainte, am ajuns la cele două cluburi foarte mari care ele mi-au arătat încă o dată sau mi-au întărit convingerea că poți să faci în viață să devii cel mai bun. Faptul că ați stat 2 ani alături de marele Johan Cruyff v-a inspirat și v-a schimbat filozofia, v-a influențat filozofia și v-a ajutat toți să înțelegeți... Toți antrenorii care i-am avut acolo, mai ales când ai pe Cruyff sau Porcescu sau Iordănescu sau Neaieni sau... Toți uitați-vă acolo ce am acolo, ce... Sunt profesorii care m-au avut grijă de mine. Eu am avut și o am în continuare și v-am spus-o, sunt un... tip de om care totdeauna sunt deschis să învăț, nebunit să progresez în fiecare zi. Îmi doresc lucrul ăsta, nu le știu pe toate, dar îmi place un singur lucru. Să învăț, să devin mai bun, pentru că cel mai bun totdeauna, performanța totdeauna, cred că e un exemplu pentru celălalt. Ce obiectiv vă mai puteți fixa după tot ce ați realizat? Deci am spus-o de monologele mele după meciul, acționat afară. Să vin acționare la Farga. Mister, ați spus mereu că visul cel mare ăsta a fost să faceți o academie. Pentru că farul trebuie să devină un club, e un club complet în momentul de față și trebuie să devină un club european, așa cum ai zis. Și academia și farul trebuie să, în viitor, să facă tot ce e posibil ca să facem tot ce e posibil ca el să ajungă să devină un club european. Sunt oameni care bat la ușă, acționari care vor să-i... Nu pot să dau răspunsul mai de fapt, nu vorbim de asta. Acum suntem aici, suntem la copii, la academie. Ați spus că visul cel mare ăsta a fost după ce terminați să faceți o academie. Asta s-au finalizat lucrurile. Care ar fi cuvântul prin care caracterizați cum vă simțiți? Mulțumesc, Farul. M-a ajutat când am fost mic și restul eu am făcut de plăcere. Deci nu m-au obligat nimeni. Am făcut pură de plăcere pentru copii. Și ei, la rândul lor, au o șansă, pentru că, practic, noi le facem, dar îi sprijinim, dar noi și facem fotbaliști. Practic, ei, totul depinde de ei. Noi le-am creat condiții la nivelul cel mai mare pentru nu avea absolut niciun complex de inferioritate. Deci, când stau aici, au de toate, cum se antrenează la cele mai mari cluburi în lume, cred că și Farul are academia, infrastructura și... Această clădire, nu știu cine mi-a băgat întrebarea, clădirea aceasta care în ea se găsește, la parter aveți bucătărie, la parter aveți un muzeu a unui fost mare fotbalist, în stânga există vestiare la echipa mare,
antrenorii la centrul de copii juniori au o sală impresionantă. La etajul 1 găsiți sări de conferință, în dreapta găsiți birourile administrative care trebuie să stea în dreapta și nu are tangentă cu tehnicul. În partea stângă găsim partea tehnică unde dormim, unde avem camere, avem hotel și condiții de nivelul cel mai mare, la cele mai mari cluburi, așa unde am jucat eu, să nu zic pe celelalte. Cred că am făcut nu așa de mari ca ei, pentru că atâta bani am avut, n-am avut mai mulți. Și cam asta. Deci, practic, calitate, pentru că dacă ai pretenții să-i ceri copilului și ai pretenții să ajungi sus, trebuie să, în primul rând, trebuie să-i creezi condiții, un mediu foarte, foarte bun, sănătos, în care el să poată să ajungă să-și îndeplinească visele, că fiecare avem vise. O bună parte din jucătorii de la echipa națională din acest moment au trecut pe la Academia Magii. Ce ar însemna pentru Academia dumneavoastră ca această echipă să se califice la campionatul mondial conduși de o selecționare? Nu are nicio legătură. Noi ne-am făcut datoria, fiecare club, cum am spus, din România, prima ligă, a doua ligă, a treia ligă, susține și face și chiar a patra. Deci fotbal românesc, fiecare suntem un pilon care ajutăm și încercăm să descoperim. Singurul nostru obiectiv este să descoperi jucător care are talent, vrea și poate. Și ajunge la nivelul cel mai mare, pentru că România trebuie să-i selecteze pe cei mai buni. Acolo trebuie să ajungă cei mai buni care să se lupte cu ceilalți și să ne aducă, să ne scoată în stradă, așa cum ne-au scos în această vară. Deci, practic, să califice la europene și mondiale. Noi cu toții muncim în direcția asta, cu obiectivele noastre la echipa mare, cu fiecare sau la academie, care avem, astea sunt lucruri interne, dar strategia să scoate jucători foarte buni care să joace pentru România. În acest muzeu se află o mare parte din viața dumneavoastră, care... Nu, mare, tot. Care este cel mai drag? Să uitați, uitați-vă să vedeți ce hârtii sunt, ghetele, tot ce am. Toate le găsi aici. Sus, vedeți, toate numele meu ce le reprezintă, literele de sus, înseamnă harnic, adică e un succes. A, e ambițios, adică eu am ambiție. G, e generos, pentru că eu am dat tot ce am dat, am dat generos. Un lider, totdeauna, e generos. Trebuie să fii generos, să dai și la ceilalți. Pentru că ție Dumnezeu ți-a dat multe. Și trebuie să știi să dai și la ceilalți. Iar eu am împărțit cu toată lumea, am știut să fac lucrul ăsta și când am fost în vestiar și acum, când m-am lăsat de fotbal, am făcut ce trebuie, cred eu, și eu, iute, eu știți că sunt iute, din când în când mă mai iau și cu voi, deci sunt iute, machidon, deci sunt iute, deci așa că, din toate punctele de vedere, și pe teren și în afară, dar din când în când în afară, nu totdeauna, în teren totdeauna am fost iute, ambițios, am vrut să fiu cel mai bun, am transmis acest lucru colegilor mei și cred eu că toți am fost... Bun. După aceea vedeți ce spune, ce am făcut ieri, nu mai e valabil astăzi, jucătorul face diferența, echipa câștige trofee, ce se zice, m-am născut să câștig, nu doar să exist, care le auziți. Calitatea unui lider este să-i facă pe ceilalți, să creadă în el. Asta e calitatea, din punctul meu de vedere, a unui lider cea mai mare. Să vină după tine, să-i facă să vină după tine, iar eu cred că am reușit. Se aduc să vină după mine, pentru că împreună am făcut rezultate, am atins orice, am câștigat campionatul, am câștigat Supercupa, am câștigat Cupa, cu o echipă care, media de vârstă, între 21 de ani, una, prima oară și 4 luni, și a doua oară 22 de ani sau cam așa ceva, cea mai tânără din Europa. Sunt statistici, dacă o să uitați acolo, o vedeți ști pe toate, sunt, ele rămân, sunt făcute, n-are rost să mai vorbesc eu cu toate cum am spus. Scris istorie și în Turcia. Am adus istoria fotbalului turc, unde aveți un capitol dedicat și vreau să luptă pe Câți copii aveți acum la Academie? Cam câți? 200 la elită și 400 sau nu. Neapau, 500 la Academie. Da. La social. Da. La Academie, scuzați. La social. 200 elită. Și din 200 îi selectăm pe cei mai buni care încercăm să ținem casă, masă, școală, aici în hotel, cei mai talentați care au, chiar dacă sunt constanțeni, chiar dacă sunt acolo, o să trebuiască să facem noi pe termenul mediu, scurt mediu acum, să încercăm să facem o nouă strategie de a lucra,
pentru că na, le evoluează și trebuie să facem o nouă strategie și o să trebuie să ne adaptăm la, la ce înseamnă Europa. Cu cât ați început tendința în creșterea copiilor care vin, cam cu cât ați început? La noi nu contează numărul, chiar dacă ai întrebat și să ne-am zis, contează calitatea. Trebuie să scoți jucători. Nu contează cât ai, contează cât produci. Și noi punem accent, bineînțeles, și pe calitate foarte mare. De jos avem volum foarte mult, iar când ajungem de la 14 ani la 16 ani la 18 ani, deja lucrurile cât mai puțin, adică unul pe post. Unul pe fiecare post, pe fiecare vârstă. Deci la încercăm să avem un jucător, nu mai mult, pentru că nu vrem să fim cât mai direct, cât mai pragmatici, cât mai concret. Și din cei 6 categorii, eu la aleg pe ăla care cred că mi-am mai... L-am ales, sau la aleg, sau le voi alege, puneți-o cum vreți. Deci, practic, e calitate. Nu vrem să facem doar cantitate. La început faci cantitate pentru a avea cât mai mult ca să descoperi. Acela e obiectivul până la 14 ani. Să descoperim cel care are calități fizice, mentale foarte bune. Mentale, scuzați-mă, primare și fizice foarte bune, că după aceea tehnica și tactica se învață. De la zero la infinit. Așa că lucrurile celelalte ține de noi să-i antrenăm foarte mult, să-i facem și, bineînțeles, el să vrea. Că degeaba vreau eu dacă el nu vrea. Sau poate. Trebuie să chiar. Că sunt două lucruri foarte importante. Să vrei și să poți. În afară de talentul care, cum spun eu, îl vede și soacră. Ținta e să oferiți fotbaliști României și europei sau să și câștigați în același timp trofee? Nu. E mai important să oferiți fotbaliști, să-i creșteți pentru România și pentru Europa sau e la fel de important să și câștigați trofei? Fotbaliști sau trofei? Singura strategie este să încerci să devii cel mai bun, așa că și jucătorii să încerci să devii cel mai bun. Nu există altceva. Cu gândul ăsta muncesc, cu gândul ăsta munci toți și încercăm. Ce am făcut până acum? Ce e întrebarea? Ideea e că mereu veți vinde, pentru că ei vor dori să joace mai sus, la echipe 90, totdeauna 90, la fotbal așa, noi nu putem să... E market. Fiecare stă pe market și e clar că a intra, cumpăra și a vinde face parte din acest joc. Important e să știi să o faci și de mâna să vreau să zic altceva, că noi nu avem bani. Practic, noi trebuie să formăm. Iar vânzarea și Real Madrid vinde, și Barcelona vinde, deci face parte din... că fotbalul e un business. Și trebuie să știi să-l faci. E un business. Din 90, toată lumea a luat un drum. De drumul de... a creat un brand, un nume mare care se vinde, nu? Eu așa am înțeles că există la clubul market, există televiziune care plătește, există marketing care produce, există parteneriate, există vânzare de bilete, abonați, fac toți în lume. Deci, nu sunt lucruri, mai sunt lucruri normale, da? Cica evaluat